antrenament te va ajuta să obții niște fese mai mari și mai bombate lucrând de acasă, să le dai un aspect mai voluminos. 10 minute, 10 exerciții. Exercițiile sunt super eficiente, așa că vreau să pui acest antrenament în practică cu mine minim de 2-8 săptămână pentru a obține rezultate lucrând de acasă. Înainte să trecem la treabă, dacă ești aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să te abonezi. Postez aici antrenamente noi în fiecare săptămână și nu ai vrea să ratezi niciunul. Acum toate fiind spuse, haideți să începem. Foarte bine, vom începe cu primul exercițiu. Ne sprijinim pe brațe și pe genunchi. Lucrăm doar pe un picior, vom duce piciorul îndoit în sus, ușor, cât mai sus. Stai acolo puțin, ridic foarte ușor înspre saltea. Vreau să repezi cu mișcări ușoare și să ridici piciorul cât de sus poți tu. Foarte bine, pe același picior rămânem cu piciorul îndoit sus și facem mișcări micuțe acolo sus, adică îl împingi cât mai sus, lași piciorul doar puțin în jos. Vom repeta 40 de secunde și încerci să ții piciorul cât de sus poți tu. Exercițiu.
Când ducem fesele sus, depărtăm genunchii bine în lateral, apropiem, revenim înspre saltea și repetăm de la început. Din nou încerc să împingi fesele cât mai sus și repeți cu mișcări ușoare. Depărtăm ușor în lateral genunchii, îi apropiem ușor, repetăm cu mișcări ușoare, timp de 40 de secunde, încep să ții fesele cât mai sus. Foarte bine, rămânem cu fesele sus, cât mai sus, le lași foarte puțin în jos, apoi împingi din nou în sus. Cam așa arată mișcarea ta, timp de 40 de secunde, când împingi în sus, vreau să încorzi bine fesele. Le lipim, picioarele cam așa trebuie să arate, de aici vom împinge fesele de la saltea în sus, apoi ușor înspre saltea. Repetăm 40 de secunde. Vreau să repet cu mișcări foarte ușoare acest exercițiu. Breathing, we are breathing.
mulțumim alt fesele. Sper că v-a plăcut acest antrenament, cum am menționat la început, acesta este un antrenament fără echipament pe care poți să-l pui în practică acasă pentru a da feselor tale un aspect mai bombat, mai mare, mai voluminos. Vă doresc un antrenament în continuare, nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Sunt aici săptămânal cu antrenamente noi pentru voi, așa că nu ați vrea să ratați niciunul. V-am pupat și ne vedem data viitoare!